Până la urmă, echilibru și secretul fericirii e nu acela de a-ți împlini toate punctele pe care tu ți le imaginezi. Secretul adevărat e să fii fericit cu toate punctele care le poți realiza și le ai. Da. Că lumea ia razna. N-o vine la mine. Mami! Ia! Mi-a plăcut extrem de mult de aia, de faza asta, știi că i-a plăcut mult oala aia. Aha. Asta trebuie să ți-o iei și... Dă-te jos, că nu-i pentru tine, oricum ai fierbi. Ce frumos ai făcut ca o oiță. Așa știu că se sperie toată lumea din mine. Nu știe ce să creadă, asta e dusă cu plut. Mai bine nu avem de-a face cu astfel de oameni. Părinții tăi făceau brad. Părinții mei nu au făcut brad niciodată. Niciodată. Și acum mă întreb dacă îmi pare rău pentru asta? Tu faci brad, ai făcut vreodată brad? Păi știi că nu facem, n-am făcut. Dacă Crăciunul e sărbătoarea nașterii Domnului și o sărbătoare a comuniunii în familie, e o ocazie ca oamenii să petreacă împreună, aia ar trebui să sărbătorim. Însă, oamenii în general, de la an la an, explodează toată sărbătoarea asta în afara proporțiilor, datorită, cum ziceai și tu, faptului că e cea mai mare afacere de peste an, exact, în care toată lumea oferă cadouri. Faptul că nu facem brad, că nu ne împodobim casa sau că așa, nu înseamnă că nu sărbătorim și noi, într-o anumită măsură, sărbătorile, pentru că e un prilej foarte bun de a petrece timp în familie, toată lumea e liberă, toată lumea e în același asentiment și e fain, adică în familie și mai ales copiii, adică nu poți să excluzi copiii din chestia asta cu cadourile, pentru că îți dai seama ce lăsați deoparte, s-ar simți dacă ei sunt singurii din toată clasa, că acum ei sunt într-un anumit anturaj, într-o anumită comunitate, da? Toți vin la școală, că așa era și pe vremea noastră, așa e și pe vremea lor, vin la școală și își spun ce au primit de Crăciun. Și activitate în clasă cu doamna învățătoare, au activități de a povesti ce au primit de Crăciun, au de compus texte cu ce-o primit. Cadouri și noi am primit de Crăciun. Nu, da, se pune problema așa. Doar că asta încerc eu să readuc în discuție. Faptul că lumea exagerează din ce în ce mai mult. Și eu văd asta în apropiații cu care noi avem tangență de-a lungul anului. Odată ce unui copil îi dai din ce în ce mai multe cadouri, el nu le va aprecia mai mult. De fapt, e chiar invers, le va aprecia din ce în ce mai puțin. Și, la fel și cu spiritul Crăciunului, cu cât scoți tu cadouri mai scumpe, mai pompoase, mai valoroase, mai strălucitoare, oamenii sunt din ce în ce mai puțin fericiți. În urmă, când eram eu copil, primeam o punguță cu o ciocolată, o portocală, niște fructe, niște jeleuri, niște dulciuri și eram cei mai fericiți copii. Dar ni se spunea clar,
nu-s de la Moș Crăciun, de la părinții voștri care au făcut sacrificii și vedeam cât de mult muncesc de-a lungul anului, înțelegeam de la o vreme că erau din dragoste, le-au cumpărat pentru noi, nu? Și le-au oferit cu drag să ne facă bucurie. Asta e Crăciunul, bucuria de a trăi, de a primi chiar și un cadou, că primești o petită unsă cu un soare. Mie îmi place tare mult. Până la urmă, echilibru și secretul fericirii e nu acela de a-ți împlini toate punctele pe care tu ți le imaginezi. Secretul adevărat e să fii fericit cu toate punctele care le poți realiza și le ai. Da. Că lumea o ia razna. În România încă mai puțin, dar pe din afară oamenii se împrumută și plătesc rate și dobânzi după ratele alea câteva luni de zile ca ei să poată să facă o masă pompoasă de sărbători. Ca să te vadă rudele, să te vadă vecinii, să te vadă colindătorii? Da, nu cred că. Poate că ei privesc din alt punct de vedere treaba asta. Poate se că noi suntem... Că, uite, hai că iau un împrumut din bancă ca să le pot oferi celor dragi cele mai bune lucruri. Ești de acord. Poate că noi suntem ăia deficitari și ăia slabi, că gândim așa primitivi sau cumva de bază. Știi? Poate suntem pur și simplu foarte zgârciți. S-ar putea zice și asta despre noi. Suntem zgârciți? Eu mă simt așa câteodată că nu mai bine nu dau banul ăla decât să îl dau pe un lucru care știu că chiar nu ne... Cu jucăriile, hai că-ți spun că despre asta e vorba acum. Cu jucăriile pentru copii. Z. Deci mie mi-e foarte greu să le mai cumpăr jucării la copii. Nu vreau să mai văd jucării. Pentru că le-am cumpărat atât de multe de-a lungul timpului, când au fost mai mici. Și eu, și tu, și mami, și sora mea, și foarte multe jucării au avut. Pe multe dintre ele nu le-au apreciat absolut deloc, le-au distrus din primele momente în care le-au primit. Și nu din cauza că nu i-am educat noi. Că tot timpul i-am învățat, ai grijă de ea, pune-ți-o înapoi. Pur și simplu, personalitatea lor sau nu știu ce... Dar și jucăriile sunt din ce în ce mai slabe. Pentru că industria asta de a face cât mai mare venit de pe un produs care ei știu că e de unică folosință. Și sau cu aceea, o folosință foarte limitată. De aceea mi-e foarte greu și ei își doresc, îi văd că își doresc. Nici nu prea mai doresc. Victor, da. Sofia, Victor mai are ea un pic. Se mai uită așa pe la păpușile, Barbie, ce apar noi sau așa, dar are atât de multe și nu le mai scoate spuse în cutii, frumos, aranjate, nici măcar nu se mai... Fac parte din decor, dar nu le folosește. Și care e secretul? Copiii noștri se uită în ultima perioadă cel mai mult la Netflix. Pe Netflix ai segmentul de desene pe care le dai voie să se uite. Așa. În schimb, când se uitau și la televizor, pe Cartoon Network și pe nu știu care, mai ales în perioada sărbătorilor, îți băgau niște fabulozități de Lego, încât aia vreau. Da, și da. Și-o luat și le-am luat jucării din Avatar. S-au jucat cu ele o săptămână, două, au fost foarte, foarte entuziasmați de unele dintre ele. Cred că Lego la Avatar, că e după filmul așa, ăla o rezistat cel mai bine. De ăla au avut nu știu cum de, dar au avut pentru grijă cel mai bine. Pentru că l-au iubit și a fost Lego, na. Da. Ăla încă îi ansamblat și pus deoparte. Și cred că tocmai asta, că nu s-au jucat cu el, numai l-au ansamblat și l-au pus în dulap să fie frumos. Acum ce poți să te joci cu o pasăre de aia zburătoare, că nu poți umbla pe toată curtea? Păi bine că s-au mai jucat ei, da, dar s-au jucat mai puțin. Oricum, încheiind subiectul cu jucăriile, am observat pe Sofia, că ea e mai mărișoară, că deja se uită la alte lucruri prin magazin, da? Mergem împreună, mergem, am fost să le cumpăr salopete și din astea, papuși de iarnă și așa. Și am intrat într-un magazin, deși era și secțiune cu lucrușoare așa pentru copii și jucării, Sofia nu s-a uitat acolo, ea s-a dus la lucruri pentru bucătărie. Și-a găsit o oală extraordinar de frumoasă. Era o oală așa micuță, da, cu mâner de lemn. Asta, tu. Cu mâner de lemn și era albă, crem, oala, știi? De fontă, emailată.
Nu vine la mine. Mami! Ia! Mi-a plăcut extrem de mult de faza asta, știi că eu plăcut mult oalaia. Asta trebuie să-ți o iei, știi? Dacă n-am văzut cât de entuziasmată ea de oală, zic, n-am, Sofia nu, era extrem de scumpă, știi? Să o iei tu? Zic, nu o luăm, că nu are rost, lasă că avem noi deja emailate, că... Crezi că o să renunțe la visul ei de a fi avocată și să fie a treia generație de bucătărese? Mă poate fi, îi place să mănânce cel puțin acum și să gătească, că îi place. Da. Îi place super. Foarte mult. Mă bucur. Nu e nicio problemă, să face foarte mulți bani din... Nu, că asta e. Pentru cine ne cunoaște, cu siguranță ne vede comportamentul și faptul că, dacă nu știți, noi încurajăm copiii noștri să învețe în primul rând și să devină orice își doresc. Bine că sunt unele meserii la care nu am vrea să-i încurajăm, că n-aș vrea să fie Sofia sudor sau eu știu ce meserii din astea dubioase mai sunt în 2023, dar cu siguranță cu... De câțiva ani Sofia ne tot spune și nu că i-am fi zis noi că tu trebuie să fii avocat, nici nu, că noi am zis, eu am zis că treia ar fi frumos să fii doctor sau avem o rudă avocat și îi merge foarte bine și Sofia o admiră și... Sofia o admiră foarte mult, dar pus și la ea moment, și tot dar... dorește, ea acum tot zice că ea vrea să fie avocat. Sigur că noi ne putem încuraja copiii prin felul cum vorbim cu ei. Țin minte că la un moment dat îi ziceam, tu Sofia, tu ești foarte isteață, tu poți să găsești soluții, tu foarte ușor găsești argumente. Păi găsești argumentele corecte ca să câștigi o discuție, o dispută. Și asta face avocatul și eu văd pe ea foarte implicată și interesată. Da, foarte atentă și mai ales atunci când îi încurajez în lucruri din astea. Dar nu neapărat, deci nu, per total... ca idee de încurajare, știi? Nu încurajare că tu fă-te avocat, fă-te... Nu! Ca încurajare de... În primul rând, noi încurajăm să învețe la școală. Exact, și să fie competitivi. Că unii zic că competitivitatea nu mai e pozitivă sau nu-i benefică copiilor, dar trebuie să fie interesați, implicați în ceea ce fac, să găsească plăcere în munca care o fac la momentul respectiv, că e clar că unele lucruri nu ți le place întotdeauna și nedeterminat și fără nicio condiție. Însă, dacă găsești plăcere în a face ceva, vei găsi și locul unde îți place cel mai bine. Dar hai să revenim la sărbători. Tocmai asta e ideea, că nouă nu ne place să ne facem mare vânzoleală de sărbători. Îmi place totuși prăjiturile care le faci tu de sărbători. Da, cred că e-s și mie. Curios. Cel mai mult dintre toate lucrurile, prăjiturile îmi plac. Ești curios ce o să faci anul ăsta, însă, da, câteodată să știți că tu, eu nu m-am mai pieptănat, amu, și stau aici în camera asta, cum îmi stă părul? Cum îți stă de obicei, dar n-ai observat că ai bluza pe dos. Nu contează. Că m-am gândit să-mi fac părul așa și să zic că eu mă duc cu Albert Einstein look, știi? Lucrul lui Albert Einstein. Lasă-l pieptenele așa. Bun. Tu ce amintire ai în legătură cu sărbătorile astea de iarnă? Cum, la voi cum era? Da, păi nu cred că au fost foarte diferite de ale tale, decât că eram tot timpul în două părți, oarecum, știi? Părinții fiind divorțați, petreceam timp cu mami și după aia trebuia să mergem să petrecem timp cu tati, știi? Și de la mami primeam cadou că i-ai cu noi tot timpul, știi? Și ne oferea dragostea asta și protecția asta din partea ei. Și știam că mai mult de atât nici nu avem nevoie. Iar de la tati primeam cadouri. De cele mai multe ori era un set de baie duș, pe care practic deja banii îl dădea, că noi nu aveam apă caldă. Serios? Noi până la vârsta de nici nu mai știu câți ani, noi nu aveam apă caldă acasă. Și mergeam de multe ori, ori mergeam la el acasă odată la câtva timp, ca să nu zic săptămâni, mergeam și făceam baie la ei aveau apă caldă, tati.
aveau apă caldă, noi nu aveam apă caldă, mergeam ori la prieteni și făceam baie așa serios, ori nu, tot timpul ne încălzea mami apă, la făceam... Ce vârstă aveai când îți amintești cea mai mare vârstă în care mereai să faci baie la... Oh my God! Altă locație. Nu știu, cred că aveam vreo 12 ani. Bine, acum că aveam vezi, mulți... Eu mă plângeam că noi eram necăjiți, dar de atât timp am avut apă caldă și două boi în casă. Aveam prieteni de familie foarte de treabă, că și dormeam la ei sau... No, acum eram numai noi două singure, eu cu sora mea și mami, era foarte mult timp la lucru. Petreceam mult timp la prieteni sau așa, știi? Și eram și foarte apropiați, știi? Și atunci... Da, făceam baie acolo sau așa că ei aveau apă caldă, nu zic numele că nu are rost, dar no, sau mai mergeam la tati și făceam baie acolo. Sună foarte ciudat acum. Da, sună foarte ciudat. Să știi că prin comparație cea mai mare problemă aveam noi că ne trezeam toți cinci odată să mergem la școală și nu încăpeam la două băi. No, până la urmă mami, cu greu, că nu a fost susținut, nu a fost susținută deloc financiar de tati, decât strict pensia alimentară minimă care se poate da, că nici el nu a fost angajat nicăieri niciodată și atunci statul nu te obligă să dai decât minimul, nu știu cât era, 100 de lei sau 200 de lei pe lună. Și atâta primeam noi de la el și de sărbători, cum ziceam, primeam setul de duș, adică gel de duș cu șampon și balsam. Ca să dispere. Așa, da. În care punea de obicei ori 50, ori 100 de lei. Și o ciocolată. Asta era... sau mai multe adică ciocolate. Adică 500 de mii sau un milion? Da, 500 de mii sau de un milion. Vorbim. 50 de lei sau 100 de lei. Asta era cam în fiecare an. De Paști de Crăciun și de ziua noastră, da, am uitat. Deci primeam... Da. Și în rest era pensia alimentară, minimum, minimorum, că știu... Care ți ajungea poate de sandwich la școală? No, nu ți ajungea nici. Nu? Nu. Când era mai mici, clasa 1, clasa 2, mi-aduc aminte și acum, la începutul anului, asta făcea el, ne lua ghiozdan și caiete. Rechizitele ni le cumpăra el, un box de sucuri, și un box de cornuri cu ciocolată sau ceva, știi? Aha. Boxul ăla de sucuri. Nu ți ajungea decât o lună, că... No, cât e un box de sucuri? Da. Și cornurile la fel, eram două fete. Și atunci, no, tot timpul era discuția asta și eu mi-aduc aminte și acum pe mami cum... cât de tare să-i enerva viața, că îți dai seama, păi, omul ăsta are coptii numai o lună de zile. Hai să lăsăm subiectul ăsta, că vreau să-l dezvolim. Oh, da, bine, hai. Subiectul ăsta... poți să tai, știi? Da. Subiectul ăsta vreau să-l accesăm pe toate părțile într-un video separat. Așa că, dacă sunteți noi veniți la acest video și pe canalul nostru, neapărat abonați-vă. Neapărat scrieți-ne în comentarii ce părere aveți despre acest video, despre fiecare aspect din discuția noastră. Implicați-vă. Dacă vreți. Dacă nu, noi merem înainte colegii noastre. În 25 decembrie îl petreceam la tati, că știu că ne punea cadourile sub braț și încerca el să facă așa tam-tam pe chestia asta, că să nu vedem cadourile și să ne trezim cu ele sub braț și... No, el încerca să facă ceva special pentru noi, știi, dar... No, oarecum. Cum te simțeai cu specialitățile alea? Că acum toți suntem în zona Crăciunului. Vedeai cadourile păi, a doua zi de Crăciun dimineața. Păi te simțeai special pentru că îți oferea atenție, știi? Pentru o zi. Pentru o zi, da. Era interesant că primeai atenție din partea lui pentru o zi, știi? Crezi că și e mai bună atenția mai care... pentru o zi? Că noi oferim zilnic atenție copilului nostru și poate devine o monedă prea slabă, devalizată. Știi, ca și când ești pe droguri, știi? Că zic, mulți explică senzația. Mhm. Sau când ai un exces de adrenalină sau când vezi ăștia că mari cântăreți, ce, știi? Ai un punct în care ești foarte sus și ești plin de adrenalină și ești plin de entuziasm. Wow, entuziasm, da? Dar după ce se termină toată treaba asta, ești într-un sevraj. Și cel mai mare... Și exact așa eram noi. Că aveam un exces de entuziasm și de atenție primită din partea lui și după restul anului nu eram
nicăieri, noi ca și cum nu existam. Și în momentele alea ești. Bun, și exact asta încercăm noi, că inconștient, să schimbăm în viața copilului noștri. Pentru că nu are rost ca într-o zi să mă prefac că vai cât de mult te iubesc și ia toate lucrurile, ți le iau din lume, ți le ofer și după aia nu mai e nicicum. De-abia îl mai bagi în seamă pe copil, de-abia îi mai dai atenție. Nu, noi le oferim în fiecare zi atenție și în fiecare zi le oferim cadouri, că... Dacă te străduiești să cumperi cele mai scumpe și cele mai strălucitoare cadouri pentru copii, o perioadă, funcție de ce salar ai, trebuie să te zbați înapoi să recuperezi banii aia. Și atunci tu lipsești din viața copilului tău pentru că alergi ca să-i cumperi cadouri și să-i cumperi satisfacții temporare. Dacă i-ai întrebat. Deci, ca finalitate, putem să spunem, sau pot eu să spun, că noi nu sărbătorim Crăciunul ca sărbătoare comercială. Chiar dacă mulți nu conștientizează că asta fac. Prin faptul că nu se apropie de adevărata senzație a Crăciunului. Senzație? De adevăratul eveniment. Sens. Da. Oamenii nu pleacă urechea și mintea la adevăratul sens al Crăciunului, ci mai degrabă trăiesc o sărbătoare comercială în fiecare an. Dar pot să spun că ne amintim cu toții de nașterea Domnului nostru, Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, și petrecem timp în familie, cu copii, cu neamuri, cu părinți, cu frați, cu așa mai departe. Și pentru că noi asta facem de-a lungul întregului an, nu mai pare o sărbătoare. În cea mai mare parte, Crăciunul nu mai e o sărbătoare pentru noi. Spuneți-ne cum sărbătoriți voi Crăciunul. Spuneți-ne ce părere aveți cu privire la ce am zis noi. Poate reușiți să ne dați argumente să sărbătorim și noi Crăciunul comercial așa cum sărbătorește toată lumea. Că nu toată lumea va recunoaște că e... Băi, eu nu. Nu face din astea. Unii o să zică, mie îmi place să fac cadouri. Foarte frumos. Alții o să zică, măi, noi nu facem așa, că noi mergem la biserică de Crăciun și colindăm și trăim adevărată tradiție. Da, foarte bine, vă felicităm, însă scrieți-ne argumentele și reacțiile voastre în comentarii, suntem foarte, foarte interesați și ca de obicei ne le citim toate. Neapărat să ne dați un like sau un dislike, dacă nu vă plăcut ce am zis. Neapărat. Ce le faci dacă nu-ți dau un like? No. Păi nu le fac nimic. Dar sunt unii care se laudă că ne admiră și ne văd de mult și ne cunosc și le place foarte mult de noi, dar avem nevoie de susținere lor și atunci aia trebuie să dea acolo pe butonul de like până așa și să ne scrie mai des, că noi știm toate comentariile. Da. Vă salutăm, vă dorim sărbători liniștite și fericite și ne vedem data viitoare. Mi-ar plăcea și pe mine, și mie să te văd doar data viitoare. Ok, am plecat. Și acum, în funcție de când postăm noi videoclipul ăsta, oamenii o să zică, bă, ăștia s-au filmat ca să ne mustre pe noi de ce sărbătorim Crăciunul. E adevărat. Sau să ne scoată nouă ochii că de ce sărbătorim noi în felul ăsta. Corpul, fiecare își sărbătorește cum simte nevoia să-l sărbătorească. La noi e despre altceva, pur și simplu. Numai că de foarte multe ori oamenii nu mai trăiesc după cum simt ei nevoia, Andy. Și asta e o problemă socială în secolul 21. Oamenii nu mai trăiesc după cum cred ei. Dar cum? Nu se poate. Oamenii altfel. Trăiesc, păi, ba da, cred, foarte mulți oameni trăiesc după niște valori și ce? Fiecare trăiește cum gândește el și cum după principiile care îl fac pe el fericit. Mm-hmm. Și noi avem o gândire în stilul nostru, fiecare gândește cum poate și noi nu disprețuim pe nimeni. Sărbătoare să fie pentru toată lumea. Toată lumea e liber. Exact. No. Dacă ne învață ceva, dacă ne învață ceva democrația și creștinismul, ne învață să fim liberi și să fim buni. Unii cu alții.
indiferent de ce părere are unul sau ce preferă unul, oamenii trebuie să fie buni. No, cât reușești să fii de bun, atât ești de creștin și atât ești de democrat. Uh-huh. Restul minciuni și vrăjeli.